Cerșetoria este un fenomen des întâlnit și o afacere destul de bună pentru cei care o practică. Un astfel de exemplu a fost dat de polițiștii locali din municipiul Alba Iulia. Reprezentanții poliției locale din Alba Iulia au precizat într-o conferință de presă că fenomenul cerșetoriei este unul destul de extins în oraș și că încearcă să-l țină sub control. Mai mult de atât, aceștia au relatat și câteva cazuri celebre de cerșetori de prin oraș, printre care cel al unei femei care ar fi strâns 430 de lei într-o jumătate de oră. Șeful instituției, Ciprian Hârceagă, a precizat că au în evidență 12 persoane care în mod regulat apelează la mila cetățenilor sau a turiștilor în zonele aglomerate. Este vorba despre cerșetorii care stau de obicei pe bulevardul Transilvaniei. Polițiștii locali din Alba Iulia au câteva cazuri celebre de oameni care cerșesc prin oraș. Un exemplu cunoscut de aceștia este cel al unui bărbat din Cujur, care vine în Alba Iulia cu autoturismul personal, parchează, iar apoi începe să apeleze la mila publicului prin zona pieței din cetate, a povestit Marius Ardeleanu. De asemenea, tot Ardeleanu a amintit cazul unei femei care vine din Sebe și cerșește în Alba Iulia. Aceasta apelează la mila cetățenilor și spune că este invalidă, însă nu are nicio problemă. La un moment dat, polițiștii locali au ridicat-o pe aceasta în văzul unor persoane care credeau că femeia are un handicap locomotor. Când au întrebat-o câți bani a făcut, femeia le-a arătat suma de 430 de lei despre care a spus că i-a primit în jumătate de oră, a mai spus Marius Ardeleanu, reprezentant al poliției locale Alba Iulia. Relatează mesajul.ro.